Zeci de elevi și-au arătat dragostea pentru limba franceză prin poezie și cântec în prezența muzeografilor mehedințeni. Copiii care învață la școala gimnazială Constantine Granu din Drobeta Turnul Severin au organizat o amplă activitate la Muzeul Regiunii Porților de Fier pentru a marca Ziua Internațională a Francofoniei. Mi se pare o limbă atractivă, plăcută, sună frumos, o studiez cu drag, o iubesc. Ce ai pregătit astăzi alături de colegii tăi? Împreună cu colegii mei am pregătit poezii, scenete, dar și un cântec. Este limba mea, cum să spun, limba mea preferată, care o studiez la școală. Și cine te-a făcut să iubești? Doamna mea profesoară m-a făcut să... Cum să spun, nu să iubesc, să îmi plac așa această limbă. Chiar dacă franceza poate nu este o limbă chiar așa de prezentată, este importantă. Vreau să-mi spui o poezie anume care te-a impresionat. O poezie, este și poezia care am recitat-o, la Tour Eiffel, Maurice Carême. Îndemnați de profesori, tinerii recunosc limba franceză ca simbol al culturii și creativității. Anul acesta se celebrează 31 de ani de francofonie. Cu această ocazie am pregătit o serie de evenimente, poezii, le-am intitulat Un pluie de poezii, pur fete la francofonie, cântecele, scenete și desene cu activitate tematică în cinstea limbii franceze. Astfel, prin intermediul limbii franceze, elevii au învățat cum pot avea perspective diferite asupra lumii și cum pot da viață unor concepte și proiecte noi. Evenimentul a avut loc la pavilionul multifuncțional al Muzeului Regiunii Porților de Fier.